Bine ați venit în biroul Stax, unde o să avem o mare surpriză. Adică un challenge, Red Bull Racing ne-a provocat să ne întrecem cu maestru bucătar, șef FOA, pe care îl știți din primul episod de la noi, când ne-a prezentat golful lui 5 GTI. L-am invitat, o să-l vedeți imediat, dar înainte de asta și să vedeți cine a câștigat, vreau să vă spun un lucru foarte important. Pentru prima dată în România, în data de 10 septembrie, Red Bull Racing va organiza Red Bull Showrun. Adică, în fața Palatului Parlamentului sau Casei Poporului, așa cum o știți toți pasionații acolo unde vă întâlniți seara, în data de 10 septembrie de la orele 14 sau 2 după amiaza, Red Bull Racing Showrun își va deschide porțile, puteți merge să admirați bolidul de Formula 1 sau mașina de curse de Formula 1 RB7 dotată cu un motor V8, că știți, ne place cu V8-ul și cu sunetul, care va face demonstrații pentru public, va fi expusă, mecanicii de la echipa de Formula 1 vor fi acolo, puteți să discutați cu ei, vă lasă, sunt foarte primitori. Pe lângă mașina de Formula 1 și demonstrații veți avea și demonstrațiile celor de la Drift Brothers cu două BMW-uri M4 care vor face drift și veți avea și un celebru stunt rider, adică motociclist care face tot felul de scheme din Polonia, al cărui nume nu pot să-l pronunț. Nu uitați, pe 10 septembrie în fața Casei Poporului, de la orele 14, Red Bull Showrun. V8, forță. Și acum să-l invităm pe șef FOA să vedem și să aducem și mașinile de Formula 1 în cadru, vă rog. Mașinile de Formula 1 și șef FOA. Mie îmi place această mașină, un monopost într-adevăr reușit de la Red Bull. Bun. Și de ce m-ai invitat până la urmă? Te-am invitat pentru că vreau să facem o cursă în Austria cu aceste mașini de Formula 1 de la Red Bull Racing. Să le spunem oamenilor că ei pe data de 10 septembrie pot beneficia de un show marca Red Bull Racing. Unde? Un monopost cu un motor V8. Deci să nu avem discuții că nu se aude, că nu face, că nu drege, va veni în fața Palatului Parlamentului și va face un show. Pe lângă acest monopost V8 de Formula 1, oamenii pot mai vedea și echipa de drift de la Red Bull, Drift Brothers se numesc. Eu i-am văzut în acțiune, sunt două BMW-uri M4 superbe, pregătite de drift cu foarte, foarte mulți cai, care o să încingă atmosfera acolo cu fum, cu supape, cu sunete, cu filtre, cu tot ce vor pasionații să vadă. Pe lângă asta, vom avea și o motocicletă de stunt cu un om extraordinar al cărui nume nu pot să-l pronunț, din două motive. Nici nu încerca. Nu sunt șef pe dicție, trebuia să-l chem pe grecu și doi, nu rețin numele de genul. Nicio. Bun, dar o oportunitate, ceva, trebuie invitat, să zic și eu invitat, că aia, fratele tău aici, da, te rog, o să te rog. Concurăm, nu? Îți accept provocarea în primul rând, da, și aș vrea să subliniez această oportunitate pentru toți pasionații de cuțite tocătoare, nu, da? De volane și roți. Așa, pentru a te bucura de monoposturi cu patru roți, de astea cu două roți, motociclete, da, și toate lucrurile care le-ai spus tu acolo, le-ai înșirat. Îți mulțumesc pentru invitație, accept provocarea ta, sper să-ți rup capul la acest... Da. Avem tot ce trebuie aici, păi, da. Dacă vrei mai energie, să fii în forță, vrei să începem? Aș Hai că să începem, avem da. timp să și Aș discutăm. Aș vrea să zic că și eu mi-am setat aici pedalele, reglat, volanul, da? Toate lucrurile astea se ajustează, ia fii atent. Ia. Opa. Se dau pedalele, se dă volanul, eu fiind mai înalt de felul meu, știam nevoie de pedalele. Cred că nu mai ajungi la ele. De pedalele aici, știi? Așa, ok. Uite aici, sunt foarte bine. Bă, și la mine sunt un pic departe. Gata, și le-am asigurat. Ia fii atent. Iertare. Și sunt pregătit să-ți duc capul, cum se spune în față. Nu mai ajung la ele, frate. Vorba aia, de când nu am mai reglat eu volanul într-o mașină de Formula 1. Așa, spune. Și eu, e prima oară când fac chestia asta. Din păcate, eu nu o să ajung la acest eveniment minunat, pentru că munca e muncă, sunt cu Street Food Festival. Sunt plecat prin țară. Să facem cineva, mai trebuie să și gătească. Mă găsiți la Iași, dar eu o să treceți monopost, sper să scot un timp mai bun ca al tău. Și în același timp, nu ratați oportunitatea asta de a vă juca și de a intra în contact cu oamenii minunați care chiar se pricep. Haideți să jucăm. Deci fii atent că i-am dat X eu. I-ai dat X, începe provocarea, ți-accept provocarea, ne jucăm. Te rog. Da?
Te rog. În acest monopost Red Bull Racing, să înceapă treaba. Băi, tu pregătește-te. Vezi că e start. Treaba ta, ai pierdut startul. Asta e. Asta e. Frâna. Bă. Conduc o mână, măi, nicio problemă. Ce ai, mă? Se pare că sunt pe primul loc, nu? Nu știu, mă, vedem la timp. Ce? Mi-a dat steag negru, frate? Am făcut ceva greșit, nu știu, dar n-am făcut nimic. Aoleu. Vezi ce vorbește băiatul ăla cu tine? Deci eu merg tare rău. E un feeling foarte mișto în volan. Eu am 300 la oră. Eu am 300 la... Nu știu, la mine în mile. Trebuie să fac și niște calcule. Ești în fața mea, frate. Așa se pare, nu? Nu. Sunt mai ușor, mă, și nu, de aia, mai mult, fața mai ușor, am 63 de kilograme. Te spulberici, nebun fiat. Deci am calculat acest joc și greutatea pilotului? Nu, nu. De ce, mă, păi aveam avantaj. Era mișto. Și frână dacă tare, brusc. Acolo, brusc, da, da, calcul. Bă, îmi place senzația de la acest simulator că... A, am ratat frâna, mi-a alunecat piciorul, incredibil. Deci îți vine să crezi că nu am ieșit în parapete, n-am ieșit în decor? Da, pentru că e foarte mișto. Nu, da, adică I can handle this monopost. Ai, bun, înțeleg. Cum s-ar zice? Aoleu. Deci mașina asta merge 11.000. Linie dreaptă. Băi, frate! Mi-a alunecat piciorul. Bios. Și frână, deci, brutală. 1.05 am făcut și tu ai, nici n-ai terminat. Nu te cred, așa bun ești? Da, spun. Uite, uite-te, ești în fața mea. Vai, e incredibil. E bun. Of. Deci, hai să vedem ce se întâmplă aici. Am aici niște linii, niște trase, le urmărești, da? Pui frână când e roșu, da? E în fața mea, măi. Îți vine să crezi? Da, păi acolo e, na. Trebuie să ai și tu un target de bătut, știi? Înseamnă că ești bun, asta zici? Da, mă, da, eu, da, cum să spun, eu mă chemau oamenii ăștia de la Red Bull Racing să fac parte din echipă pilot, știi? Da, da, le-am zis că am treabă cu Stax-ul, cu astea, am niște proiecte în desfășurare, nu pot acum, știi? Și... Și-mi place că nu sunt comenzile, adică rezistă la pasiunea mea, uite-te și tu ce dau în pedale. Deci ce-mi spune că nu sunt valide... Spune că nu te pricep, fratele meu. Zici? Da. Cum o să nu mă pricep, că-s cu minus 1 și ceva? Minus 1, 8. Mai bun. Ești nebun? 1.11, 1.05. Ți-am dat doar 6 secunde, e ok. Bă, frate. Se întâmplă ceva? Am aici un sunt ceva? Sunt super concentrat, știi cum dar zic? Dar DRS? Ăsta-i DRS. Nu. Da! N-am. Ce-am făcut? M-am rupt, bă. Și eu. Bă, m-am răsucit, bă. Am rupt aici parapetul. De cap. Am stricat circuitul. Sper că nu e cu plată ca la Nürburgring. Nu trebuie să plătesc eu nimic, știi? E ok, sunt întreg și eu. Nu știu cum. Nu mi-explic cum. Câte emoții. Dar mi-am pierdut concentrarea, spun eu, fii atent. Uite acum, m-am speriat de umbra mea. Ai primit invitație și tu? Am primit invitație. Vai, cât de interesant, mi s-a părut. Ți-a plăcut? Da, cum? Să o postez pe internet. Vrei tu? E tare. Băi, mi se pare tare ideea, adică să ia și alții. Să se inspire și alții de la marketingul făcut de Red Bull. Nu? Așa adică n-ar fi rău. Deci, sunt mai bine cu 0-2. Nu mai sunt. 0-2, 0 plus, da. Extraordinar. Așa ceva? Ce slab am fost. Da, mă, fac record. Aici mă iau oamenii ăștia în echipă. Fii atent, când o să ducă simulatoarele astea la sediu, știi? Da. O să le ducă la sediu. Adică le iau? O să vadă, o să descarce telemetria, știi? Și o să zică, bă, cine a mers așa tare, mă? Nu, și o să zică, bă, dar ăla scundu care avea picioare... Ce-i domnule ăla micu, domnule? Ăla micu, ăla scund cu picioare scurte? Domnule, că vrem să-l luăm la echipă, domnule. Da. A, nu se poate, domnule, că l-ai bucătar de succes în România. Să testeze toate simulatoarele. Are proiecte, domnule, nu... Ia uite, mă, m-am depășit eu, cum ar veni. Da, și pe mine, la fel. Extraordinar. S2 a fost bun, bă. Încearcă această senzație de autodepășire. Câte leapuri mai avem? Mai avem... Nu, ăsta e ultimul, cred. Jură-te. Putem să facem 6 dacă vrei. Putem schimba regulile pe parcurs. De ce? Nu-i panică. Ești tu admin sau ce? Da. Dacă consider că... Ești tu god? Da, n-ai spus. Tu ești jad. Am 300 la oră și vorbesc cu tine ca și cum aș sta pe loc. Eu am 185 de mile. 200 de mile la oră. Am înțeles, frate. Ești cu milele tu, am înțeles. Deci am 360 sau ceva. Gazul pe ea. Excuse me, French. E incredibil, se pare că mă voi autodepăși. Nu pot să cred! Nu pot să cred ce am ieșit acolo, frate.
Mai facem unul, fii atent. Cum zici tu? Lap 5 și 6-le, ăsta e ultimul, fii atent. Că aici da. Scot bine de tot, sunt, m-am pus pe el. Nu pot să cred că spun cu roșu, incredibil. Haide, fata mea. Haide, tat. Hai, joița. Haide, tat. Haide, tati. Merge, mă. Merge, mă. Ciocu ei, dacă nu merge, au reglat-o băieții ăștia. Îți dai seama, așa ori zice, mă, și piloții ăștia. Ia, uite și eu cu roșu, vine să crezi? Așa ori zice personal și piloții. Personal bestul meu. Ai, de capul meu. Nu, mă, sunt cu verde, fii atent. Rup topul acum, fii atent. Virajul, mai facem unul, vrei? Mai facem un tor? Nu, mă, nu știu. Mai facem dacă vrei, nu? Eu te las. Noi putem să stăm aici până mâine, spun eu. M-am stricat pe final, cum s-ar zice. N-are nimic. Pune ceva să o dregi. M-am fermentat imediat, fii atent. Pune ceva să o dregi. Fă altceva din ce vrei să faci. Fă... Ce mișto e feedback în volan. Da, e. Fă... Băi, am scos plus 0,07, mă. Incredibil. Nu pot să-mi îmbunătățesc timpul ăla, mă. Și eu sunt numai pe verde, știi? Dar nu pot să îmbunătățesc. Da, mă, foarte mișto. Îmi place senzația. Aș putea să mă joc astăzi toată ziua. Asta o să și fac aici. După ce oprim filmarea, eu stau și mă joc toată ziua, să nu ziceți că nu v-am zis. Și vă zic și timpul la sfârșit, mai postez pe Instagram. Nu știu cine se joacă jocul ăsta cu simulator acasă. Ne dăm și vedem. Mașina merge bine, îmi place. Băieții au făcut treabă minunată. Mulțumesc da, echipei, sponsorilor. Mulțumesc familiei. Eu sunt super concentrat. Care a fost alături de mine. Te cred, frate, bag acolo tare. Și m-a susținut în acest... M-a depășit. M-a susținut în acest drum lung și anevoios. Da, ce mișto e jocul ăsta. Incredibil. Vezi că-s pe verde, cum s-ar zice. Ești, dar nu mai ești. Nu mai sunt. Eu am intrat în turul 8 deja, să știi. Ce? Păi și când ne oprim? Las pe minus. Ne oprim când vrei tu, să știi. Aș vrea să ne... Cum se cheamă? Ne confruntăm timpii? Da, da, da. Dar când ești tu mulțumit de vreun leac? Mulțumit, să știi. Ești mulțumit? Da, da, da. Deci hai, când termin, când termin șaptele, e gata. Da. Invalidate, că n-am furat nimic, n-am făcut nimic. Ba da. Am furat? Da, timp. Hai să vedem dacă tu l-ai valit. Nu înseamnă că tu ai câștigat și tu ai pierdut. Au, m-a luat toate transpirațiile, așa concentrat sunt. Te cred. Nu mai. I give in. Gata, am revenit. Apasă pe ăla din stânga. Nu, am revenit. Ai revenit? Murdare. Ok, bine, frate. Mamă, 4 secunde de recuperat. 5. Ayrton Senna. Da, eu te las dacă vrei, n-am nicio problemă. Cred că ai putea să pui frână mai puțin. Gen. Nu prea mă pricep. Și să ții trasa aia, știi? Adică da, încerc eu, dar nu să mergi pe trasa vieții. Mai dau o tură asta. Dă câte vrei, frate. Asta e ultima tură. Nicio problemă, te rog. Așa frumos, gaz. I-am dat, a, mai bravo, mult. Bravo, frate. Bravo, mai mult frate. Gaz. Merge. Haide. Merge, mă. Să nu-ți fie frică că ai 300 la oră. Nu, e okay. Nu mă uit la bani. Ai frânat prea devreme. Da. Ți-a fost fricuță? Tot timpul. Păi nu aș putea să fiu inconștient. Nu, Doamne ferește. Aici e doar un joc. Hai că nu, ești aproape să îmbunătățești, vezi cu frâna. Așa, gata, gaz, nu, blană, nu, dar ai mai mult de volan. Să nu-ți fie frică că nu da? Derapează. Adică ține flicurile încălzite, e tot ok. Gazul da. Pe ea, ai rămas pe frână prea mult. Aolo, da. N-are nimic. Asta îmi trebuie, life coaching. Da, da, gaz și stânga de volan. Așa, nu mai lua. Iartă-mă. Aolo, blană. Și mergi drept, poți mergi drept? Încerc. Gaz. Mai pe... mult, uite volan, că uite se poate volan, și mai da, mult. Mai mult, da. Se poate așa. Vai de cap, un tur complet. Nod la mâini. Da. Ești bine, frâna mai târziu, atât tot. Băi, nici chiar așa de târziu. Gata, I give in. Haide mă, mai fă. Nu mai. Mai. Dă-i pe ăsta, pe N. Pe care? Ăla din stânga N. Stânga N. Ăla, așa. Ce vrei? Vai de... Te dai jos, nu mai poți? Ce experiență minunată. Îți mulțumesc. Și acum dă-i jos un pic, să vedem race director, ce ne zice, dacă te ceartă. Uite, vezi? Și ți-a dat, ai 1-11, deci în mod normal tu ai câștigat, dacă mă întrebi. Pentru că am două care sunt valide și da, tu n-ai. Ai 1-11 valid, eu am 1-7-1-5, dar nu e niciunul valid. Probabil am ciupit din circuit. Tata unde... viitoare, play fair. Deci s-a bătut. Băi, da, câștigător este FOA, pentru că regulile sunt foarte stricte aici la Formula 1. Am câștigat prin milă, practic. Da, asta e, eu mă mai antrenez.
O să fac și 1.05 cu un tur fără probleme de genul ăsta. Am crezut că nu suntem așa de strict, dar oamenii de la Red Bull Racing nu știu de glumă. Când e treaba serioasă, e treaba serioasă. FOA a câștigat. Știi cum e, l-a invitat. Vorba aia, trebuie să-l lași să câștige, știi? Că nu e, se supără. Altfel nu mai vine. M-aș urca pe podium dacă eram câștigător pe bune, așa, nu prin descalificare. Pentru că ești tu invalid în toate tururile. Da. Dacă vrei, mai facem unul. Nu mai. Mai schimbăm nu circuit. Nu mai să mă schimb. Bun. Nu uitați, pe data de 10 septembrie, cam la 5 zile, cred că, de când o să apară clipul ăsta, în fața Palatului Parlamentului, este show-ul Red Bull Racing, Monopost V8, două BMW-uri M4 de drift de la Drift Brothers, o motocicletă de stand, poate nu știați, dar foaie și motociclist, și eu sunt motociclist normal. Așa din când în când. De-aia l-am chemat pentru că este pasionat de mașini, motociclete, conduce un Golf 5 GTI cu modificări, o Honda Hornet, adică nu știu, chiar astea dacă bătrânești. Vouă vi se pare așa că e mega strict când jurizează acolo la Masterchef sau așa, e și el om ca noi toți ceilalți și pasionat de mașini și de motociclete. Lucru pe care probabil nu știați despre șefoa. Eu tot zic de 4 ani, dar văd că oamenii nu. Nu prea am mai scos motocicletă în ultima perioadă. Îmi trebuie una cu ataș. Pentru cățel, ca să poți pentru cățel, copii, da. Copii. Păi pui ataș la asta. Ce custom. Nu se poate? Custom. Păi nu, luăm un ataș de ceva. Și lipim acolo cu superglu. Și sudăm frumos un suport. Pac, pac, îl pui când vrei, îl dai jos. Facem. Nu? Da. Putem să facem. Ce episod. Bun. Eu vă mulțumesc pentru prezență, domnule Foa. Să trăiți, Foa, cu mare drag oricând. V-ați făcut timp din programul dumneavoastră super încărcat. Chiar și pe degeaba vin. Chiar și pe degeaba. Oamenii din comunitatea noastră care sunt super pasionați de Formula 1, racing, rally, drift, drag racing, tuning și așa mai departe. Acesta a fost episodul informativ. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și sper că ați aflat de acest Red Bull Show Run din data de 10. Răspund și la comentarii. Eu? Da? Întotdeauna, la toate comentariile. Bine, mă, mersi de invitație. Să ne dăm jos, să ne dăm jos. Sharon Stone. Carcerarea. Au. Alo. Carcerarea. Hai să vedem.